Ce sta de români, pe care l-au teoretizat cel mai bine învățații moldoveni inițial, nu Ardele. Până la școala ardeleană, Miron Costin și cu Dimitrie Cantemie. Acest nume a fost linie de legătură din antichitate până astăzi. Românii învățați știau că ne numim români de la Roma. Și asta a dat Transilvaniei o anumită întâietate în menținerea ființei etnico-naționale. Multă lume zice, s-a unit o provincie cu țara și voi tot accentuați pe Transilvanie. Știți cât reprezintă azi demografic și teritorial Transilvania din România? Grosomodo 40%. Deci Transilvania, într-adevăr, e această inimă a țării numite România și fără Transilvania, regatul României proclamat în 1881 n-avea șanse de dăinuire. Un alt regățean, Petre Pepanaitescu, multă vreme prohibit sub comuniști, a avut păcatele lui ca orice om, a spus la un moment dat că țara cea mică din 914, am mai spus și ieri treaba asta, era ca o pasăre cu aripile întinse fără corpul ei care se cheamă Transilvania. Și că împlinirea din 918 a frânt acest corp nefiresc și i-a dat consistență de pasăre cu trup. E altă metaforă pe lângă cea a lui Blaga repetată mereu cu România dodoloață, pe care o reamintește în Vronicul și Cântecul Vârstelor. Prin urmare, Transilvania este un lucru fascinant. Și apropo de sigla, și cu asta închei, că au avut unii neînțelepciunea să scrie 100 și sub 100 să scrie România, ca și cum țara ar avea 100 de ani, istoricii medievi știu aici, primele mențiuni ale numelui de România sub forma lui normală în epocă de țara românească sau Valahia, sunt de acum 1000 de ani. Primele mărturii de valahii și la sudul și la nordul Dunării, că poporul român fiind cel mai mare popor din sud-estul Europei, s-a dezvoltat și la nord și la sud de Dunăre. A fost și atunci și este încă și astăzi. Nu știu cât va mai dura această mărime a noastră aici. Dar suntem cel mai numeros popor din sud-estul Europei, s-a extins pe o arie largă. Deci valahiile, adică țările românești, sunt de acum 1000 de ani. Că nu s-au strâns la un loc de vreme, cum au făcut de pildă țările franceze. Nu s-au strâns datorită împrejurărilor. Spuneți-mi și mie, cine acuză Germania că e o țară recentă când ea s-a realizat ca stat unitar cam de la 1848 până la 918? Cine acuză Italia că e o țară modestă și recentă când Italia s-a unit tot de după 48 până la 918? Nimeni. Noi însă cu ale noastre complexe ne victimizăm singuri și răspândim în lume fel de fel de povești ca asta cu România 100. Vă mulțumesc!